invitatul emisiunii de astăzi este Sergiu Lazăr, student la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, membru în Consiliul de Administrație al Universității, fost președinte al Asociației Studențești Solidus și inginer proiectant la Continental Sibiu. În prezent, frecventează cursurile a două specializări din cadrul Facultății de Inginerie, respectiv programul de licență transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor și programul de masterat sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică, iar în trecut a absolvit specializarea tehnologia construcțiilor de mașini din cadrul aceleiași facultăți. Un tânăr implicat, Sergiu Lazăr este autorul unor articole științifice, a fost de-a lungul timpului reprezentantul studenților în Consiliul Facultății de Inginerie a Universității Lucian Blaga din Sibiu, reprezentantul studenților în Senatul Universității, iar la toate acestea se adaugă și multe alte activități de voluntariat. Bună seara, domnule Sergiu Lazăr! Bine ați venit în studioul ULBS TV! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru inițiativa acestui proiect foarte promițător pentru universitatea noastră. Trei specializări în cadrul aceleiași universități, respectiv în cadrul aceleiași facultăți, înseamnă destul de mult. Mi-ați putea spune ce anume v-a determinat să fiți consecvent în alegerea Universității Lucian Blaga? Sigur că da. Universitatea Lucian Blaga mi-a oferit trei aspecte foarte importante pe care în momentul admiterii nu mi-am dat seama că le caut. Mi-a oferit oportunități, astfel că din anul întâi am reușit să practic ceea ce fac și astăzi, faptul că mi-a oferit flexibilitate, adică mi-a permis accesul la activitatea mea educațională, cât și la activitatea mea profesională și în al treilea rând mi-a pus la dispoziție oameni cu o pregătire de calitate care să-mi insufle și mie pofta de învățare sau poate chiar de cercetare. Pandemia de COVID-19 a adus multe schimbări, iar universitatea nu a fost ferită de ele. Cum ați perceput dumneavoastră toate aceste schimbări? Cum le-ați făcut față? Pentru mine, schimbările venite au fost benefice. Și spun asta pentru că atât activitățile didactice, cât și cele profesionale, deci de la locul de muncă, s-au transpus în mediul online. Astfel am reușit să le îmbin pe cele două mult mai bine, pentru că am exclus, de exemplu, timpii de transport între locul de muncă și facultate sau între cămin, acolo unde locuiesc, și facultate, respectiv locul de muncă. Știu că universitatea s-a adaptat foarte repede acestei situații și poate ne amintim că anul trecut, în luna aprilie, a luat și primele decizii și populare și de calitate în ceea ce privește sprijinul universității noastre pentru comunitate. De exemplu, producția dezinfectantului pentru Spitalul Județean sau crearea primului laborator pentru testarea acestui virus. Măsurile în principiu mi-au fost benefice, astfel că am putut să mă și mândresc cu universitatea și să-mi fie și mai confortabilă. Pe lângă faptul că sunteți student, aveți un loc de muncă și ați luat parte și la diverse activități. Cum vă organizați timpul în așa fel încât să vă ajungă pentru toate aceste lucruri? Am învățat încă din primul an de la Facultatea de Inginerie, de la cursurile de la inginerie, că trebuie să fiu foarte ordonat. Ni s-a insuflat acest lucru că un inginer trebuie să fie ordonat și mereu pregătit pentru a face față diferitelor provocări. Nu învățăm să ne comportăm sau să avem doar spirit tehnic, ci și un spirit organizatoric foarte bun. Astfel că de fiecare dată am încercat, beneficiind de partea de flexibilitate pe care mi-a pus-o la dispoziție universitatea, cât și de partea de flexibilitate pe care mi-a pus-o la dispoziție Continental, actualul meu angajator. Astfel că printre ele am reușit să fac atât, să-mi desfășor atât activitatea profesională, cât și activitatea educațională. Pentru activitățile de voluntariat, pe acestea le făceam în timpul liber, care evident nu era foarte mult, dar ziua are 24 de ore. În decursul anilor ați fost implicat în activități de voluntariat.
Cine sau ce anume v-a determinat să mergeți spre acea zonă? Da, de mic m-am implicat în activitățile de voluntariat pentru că, fiind destul de apropiat de activitățile bisericii din localitatea din care provin, din Mediaș, am învățat că suntem datori să facem fapte bune în societate. Astfel că de fiecare dată am considerat că trebuie să ne implicăm voluntar pentru a ajuta pe cei de lângă noi sau poate chiar pentru a ne pune la dispoziția celorlalți toată priceperea noastră. Bineînțeles, am fost și puțin egoist uneori pentru că urmăream doar să învăț din activitățile pe care le desfășuram și de fiecare dată, pe oriunde am făcut voluntariat în țară, am încercat să învăț cât mai mult, să iau părțile bune, să învăț din părțile mai puțin bune și poate că organizarea de care vorbeam anterior mi-a fost, am dobândit-o de fapt din activitățile pe care le-am desfășurat înainte. Mulți tineri aleg să nu se implice în activități de voluntariat, iar motivele sunt variate. Cât de important credeți că este ca un student să se implice în astfel de activități? Cred că este foarte important și voi argumenta printr-un lucru destul de simplu de înțeles. Atunci când faci voluntariat, te întâlnești cu situații pe care în viața cotidiană, în viața de zi cu zi, nu le prea întâlnești sau le întâlnești cam mai greu. Astfel că în voluntariat există un foarte mare avantaj. Poți să-ți asumi riscuri la cel mai înalt nivel pentru că până la urmă faci voluntariat. Și cred că acesta este răspunsul final al întrebării. Va trebui să facem voluntariat pentru a învăța și pentru a preîntâmpina toate problemele pe care le-am putea avea în viitor ca oameni. Implicarea ca reprezentant al studenților în forurile de conducere ale ULBS presupune multă responsabilitate, maturitate și dedicare. Dumneavoastră v-ați implicat pe toate palierele. Dacă ar fi să sintetizați în 2-3 fraze experiența dobândită din acest punct de vedere, ce ați dori să scoateți în evidență? Da, e foarte dificil, nu știu dacă mă încadrez în 2-3 fraze. A fost o experiență și este o experiență foarte bună. Am învățat foarte multe lucruri, cred că din zona negocierii am învățat și a diplomației poate mai multe lucruri. La început eram un tânăr student reprezentant foarte energic, care spunea ori de câte ori îi venea în minte vreun argument, îl spunea chiar și în plen. Acum m-am mai potolit, să spun așa, pentru simplu fapt că am învățat, așa cum am spus, ce înseamnă dialogul, ce înseamnă negocierea și poate chiar diploma. O experiență foarte bună pe care eu recomand oricărui student al universității noastre, pentru că în universitatea noastră, nu știu cum se întâmplă în celelalte universități, dar în universitatea noastră ai avantaje atunci când ești student reprezentant. Ești primul informat pentru că ești în miezul lucrurilor, poți să te simți de folos pentru că transmiți informațiile pe care le primești corect și rapid colegilor tăi, a fost și este o experiență plăcută. Calitatea de membru într-o asociație studențească poate să contribuie la dezvoltarea profesională și personală. I-ați îndemnat pe colegii dumneavoastră din ULBS, indiferent de la care facultate, să se înscrie în asociații studențești? Evident că da. Să nu uităm că activitatea de voluntariat este recunoscută și este apreciată de către angajatori, inclusiv de angajatorii din Sibiu. Acest lucru cred că ar fi un principal argument. Faptul că vor cunoaște oameni, nu că ne facem prieteni, că vom cunoaște oameni în cadrul organizațiilor studențești este un alt foarte mare avantaj. Faptul că ne expunem și acceptăm diferite provocări nu face altceva decât să ne întărească și să ne pregătească pentru a fi oamenii din viitor, niște oameni mult mai pregătiți. Am constatat acest lucru, cei care practică voluntariatul sunt mai pragmatici, aș putea să le spun, și mult mai curajoși decât cei care nu practică acest fenomen, pentru că în ultima vreme, din fericire, voluntariatul a devenit un fenomen.
În final, am dorit să vă întrebăm, având în vedere experiența dumneavoastră de până acum, ce sfaturi le ați dea studenților pentru ca să poată profita la maxim de anii studenției? În primul rând, să fie foarte receptivi, să asculte toate informațiile, să le analizeze și să profite de ele, să încerce, pentru că riscurile la această vârstă de 19-24 de ani probabil că sunt mult mai mici decât pentru o vârstă mai înaintată. Astfel că cred că ar trebui să riște la maximum, să încerce de fiecare dată atunci când au o oportunitate de a încerca orice lucru, de la voluntariat până la aplicarea pentru un job. Și nu în ultimul rând să socializeze, să se împrietenească și să învețe. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm și cu altă ocazie în studioul LVS TV. Vă mulțumesc mult pentru invitație și mult succes în continuare! Mulțumim!